Cu Unibet ai umor de parior. Rămâi cu noi. Bună seara! Bună seara! Wow. Mă scuzați un pic? Ce vrei tu? De noi nu te contrazicem cu nimic. Munca asta de 20 de ani aici jos. Așa, așa. Bravo, 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 bravo. Felicitări! Numele meu este Marian Olaru. Salut! Am 45 de ani, sunt luptător profesionist de MMA. Aici avem o parte din... Mulțumesc mult! O parte din munca mea de 20 de ani, iar aici am undeva la 40.000 de euro, o să vă arăt la sfârșit despre ce e vorba. Sunt un luptător foarte cunoscut, după reacția din sală am câțiva prieteni aduși aici, asta nu se mai pune. Vreau să vă povestesc un pic despre sportul de performanță, fără filtru, pentru că nu prea se vorbește despre ce se întâmplă în realitate în sportul de performanță de contact din România. Toată lumea e cu centuri, medalii, toți sunt campioane, Nu sunt genul de sportiv cum îi vedeți pe cei de pe TikTok, influencer și youtuberi. Ei luptă pe 10.000, eu ca sportiv de performanță lupt undeva la 5.000 de euro, 10 meciuri. Aplauze, vă rog. Normal, e normal. Bravo. Că nu e fotbal. Corect. Îmi place foarte mult celebrul Conor McGregor și cum el și-a rupt piciorul, vă rog frumos să dați dacă se poate pe ecrane, și eu acum 2 ani am avut o fractură de tibie. În timpul meciului am dat o lovitură și tibia mea s-a rupt practic așa de aici. Asta? Uitați aici. Ia uitați. Oh my God! Mam! Oh, la la la! Vă rog frumos un rând de aplauze. Deci, foarte, foarte, oh my God. Cam dureros chelul, nu? Cam dureros, da. N-am avut, dar înțeleg. Singura diferență e că... Mama mea! Conor McGregor a luat undeva la 3-4 milioane de euro, eu am luat undeva la 500 de lei. Și cât de idiot sunt, am venit tocmai din Marea Britanie să iau acest meci de centură și mi s-a spus să-ți vom oferi suma fabuloasă de 500 de lei acum 2 ani. Vă dați seama că din București până în Constanța ăștia au fost banii de benzină și o jumătate de masă, că atât s-a putut la perioada respectivă. Ca să faci sport de performanță în România trebuie să fii nebun, eu sunt, și să ai bani. Pentru că nu poți să iei 500 de euro la un meci și tu să bași 4-5 mii în pregătire în câteva luni. Corect, corect. Sportul n-a ajuns la statutul de circ. Încă nu și nici nu va ajunge. Un sportiv nu poate să rupă un tricou după el, nu poate să înjure, nu poate să certe până îi se termină bateria la telefon, pe TikTok, Instagram, Facebook și așa mai departe. Și vreau să vă zic cum am început cariera sportivă la frumoasa vârstă de 29 de ani când toată lumea termină. Eu la 29 zic, stai mă, că nu știam eu ce sunt. Zic, mă apuc de sport. Zic, mamă, eram pe stradă, zic, mă bat, sunt mare. În 2 săptămâni, după 2-3 antrenamente, zic, vreau să mă bag în campionatul național de Kempo. Și era unul mic așa, fără niciun fel de aluzie, ca Nathan Țicu, așa micuț. Și după 2 săptămâni zic, hai să lupt pe un stil de semicontact. Semicontact înseamnă lovești și retragi lovitura, n-ai voie să dai full. Zic, hai să-mi simt, mă bași cu ăsta, îl bat pe ăsta repede, imediat, bam, bam, bam. Am intrat în ring, vă dați seama, prima oară saltea, emoții, multă lume, băiatul respectiv, campion european, la vremea respectivă, m-a bătut, deci mi-a dat bătaie. Jos, somn. Nu somn. După aia zic, toți mi-au zis, bă, tu ești înalt, 1,80 m, nu ești pentru sport, că ai 29 de ani, ești bătrân, probleme cu picioarele, ești strâmb, sunt așa. Ca mine. Apucă-te de altceva, zic, mă bat mă pe full contact, zic, mai să mă bat pe full contact, tot unul mai micuț, așa, mai dur, așa, ca chelul la față, dur. Zic, bă, stai-l bat, că e mic, e full contact. Zic, mă bat cu el. Au fost cele mai lungi 3 minute din viața mea. Deci stăteam pe saltea când a început să dea toate loviturile care s-au inventat în artele marțiale, le-a dat, el le-a dat. Eu doar le luam din toate părțile. Singurul meu noroc, fiind luând bătaie de mic prin cartier, știam să mă apăr. În prostia mea mă apăram și nu mi-a dat knockout. La sfârșit am ieșit să aflu că băiatul e campion mondial, bătuse japonezii la ei acasă, singurul, și zic, maestre, dar de ce nu mi-ai zis? Ce vrei să demoralizezi? Te-am lăsat acolo să fii nu știu ce. A venit băiatul la mine, a zis, băi nene, cine te-a băgat? Zic eu, că zic să bine. Pe full contact, tovarășii mei. Exact. Zic, bă, după chestia asta, am mai participat vreo 4 ani la campionate naționale. Primul meu premiu a fost o diplomă de locul 5. Bun. Bun.
După 4 ani de muncă am luat o diplomă de locul 5, ca să vă dați seama ce greu e sportul de contact în România. Acum bănuiesc că sunt singurul nebun care vine aici și face mișto de el. Maestru Mez, nu te duci acolo, că te rănoci. Nu, vreau să vadă lumea ce înseamnă sportul de contact și ce implică. Foarte bine ai făcut. Am luat și eu locul 3 după un an, 2, vă mulțumesc. Bravo! Bravo. Când m-am dus în cartier cu medalia de bronz, ia uite cum mergeam. După ce am luat locul 1, zic, hai, la 39 de ani, zic, vreau să trec să lupt în cușcă. Visul meu era să intru în cușcă, să simt emoția respectivă și să câștig și eu meci, să mă sui sus pe cușcă și să fac așa, să am și o poză pentru Facebook, cum era problema respectivă. Până la 39 de ani, toți adversarii mei tineri, 29, 25, maxim 30 de ani. Pun palme, simți adrenalina până ai luat primul punct sau până îl dai. Eu mai mult luam decât dădeam. Am 11 meciuri la profesioniști începând de la 39 de ani. Acum am 45, am 5 câștigate, 5 pierdute și o fractură de tibie. Ca să fii sportiv în România, indiferent de alegere, în afară de fotbal, exceptând fotbalul, trebuie să muncești. Să muncești, să cerșești pe la prieteni, să bați pe la uși, să te umilești la sponsori. Și hai să zic că, apropo de sponsori, mă sună unul, îți oferă 1000 de ron la gală, sponsorizare. Și mă sună înainte de meci și îmi zice, auzi, am pus să faci și mie o dedicație. Dedicație? Bă, dedicație, zic, pe tricou nu poți să te pun numele tău, că nu ești firmă, nu ești, nu ești mort. Nu, înainte de meci să intri în ring, să te oprești și să zici pentru Adrian, nu știu ce, zic, bă, mă confunzi, nu sunt sportiv, nu sunt lăutar, nu vrei în timpul meciului să oprești, zic, stai mă, mai căra, oprește un pic, mai căra, prințai un pic. Andrei, mulțumesc că mi-ai dat 30 milioane, mă bat ăștia de mă rup, dar pentru tine dedicația asta specială, te pup, te iubesc, ne vedem la următoarea gală. Aici, deci am zis că am 40.000 de euro. Am 100 de medalii, dintre care sunt 50 naționale, 50 internaționale. Bravo, bravo. Astea m-au costat undeva cu tot cu concursurile, doar concursurile internaționale și naționale, undeva la 40.000 adică de euro. Adică pierderi, să înțeleg. Minus 40.000 de euro. Păi spune domne așa, că știu, aici putem să vorbim ore întregi. Exact. Părea că ai obținut 40.000 de euro. Minus 40.000 de euro. Fiecare probă în România o plătești. Fiecare probă în străinătate o plătești. Nu mai zic drum, cazare, masă, etc. etc. Deci sunt pe minus 40.000 de euro. Oamenii se bat pe o pereche de ghete sau pe un short, campion național. Deci cam asta e realitatea sportului de contact. Nu, mi se pare trist. Să ai o pasiune și să nu poți să torci din ea nimic. Adică să fie... Să vin cu bani de acasă ca să muncești, știi? Să întreții pasiunea aia și chestia aia care îți place. Asta m-a impresionat. Dar uite că la 45 de ani încă lupt și încă vreau să mai demonstrez că se poate. Bravo, frate! Tu ești foarte bine! Tu ești foarte bine! Apreciez foarte tare încăpățânarea acestui domn care a început foarte târziu sportul de contact. Apreciez faptul că a realizat târziu că nu va fi sprijinit și totuși s-a dus mai departe. Acel sac de medalii pentru mine înseamnă foarte mult. Mi se pare foarte frumos ce faci. Mi se pare foarte frumos că promovezi treaba asta. Mi se pare că e nevoie. Am și o curiozitate. Și... din ce faci bani? Dacă tu tot investești în tine fără să câștigi din sportul ăsta. Am lucrat ca personal assistant sau security pentru persoane din afara Europei. Monte Carlo, etc. Vreau să spun că ești și potrivit pentru tipul ăsta de emisiune. Nu știu dacă ai mai făcut genul ăsta de... Ai mai încercat să faci oameni să râdă? Da, toți prietenii mei râd. Mi s-a spus că am o față de om mai rău, așa bine. Acum, dacă mi-a căzut și părul și vârsta și ochii albaștri... Trăim aceeași dramă. Da, ai și spontaneitate, ai și... îmi place ce faci. Și dacă n-ai loc la open mic, spune-le cu ce te ocupi și o să intri pe ce loc vrei. Am să-ți dau, bineînțeles, like. Mi-a plăcut maxim. Bravo. La noi în țară luptele sunt considerate așa. Na, nu sunt prea suite nimeni, nu sunt popularizate, acum se bat influencerii. Circ. Circ, circ, circ. Și ăștia care chiar fac treabă au de suferit. Am un mare respect față de luptători, am un mare respect față de sportul ăsta și sunt fan și aș vrea să văd lucrurile astea în România, pe lângă influencer și chestii și mai știu eu ce. Așa că votul meu e da. Chiar a meritat, că poveștile lui chiar sunt interesante și pe alocuri a fost și amuzant, ceea ce în contextul respectiv este foarte greu. Eu nu o să mai lungesc foarte mult, de la mine ai un pumn cu deget în sus. Mulțumesc!
Unibet sponsorizează momentele tale de râs. Începem chiar acum!